la vernisajul unei foarte, foarte frumoase expoziții de pictură, nu-i așa? Da. Cu siguranță că tuturor celor prezenți ne încântă ochiul și sufletul. Să vedem atât de multe tablouri frumoase făcute de un artist cu ochi de arhitect, care are simț în proporțiilor, nu lasă nimic așa, să zici, numai artistic. Este, are o dublă calitate și cu siguranță că a reușit să facă niște tablouri în toate, punând în aceste imagini, eu știu tot traseul pe care l-a făcut, de mai multe ori presupun, de la București la Viena, de la Viena la București, ce a întâlnit, ce i-a... Ei, asta așa, la modul mai poetic, știți. Și ne bucurăm că avem și un critic de art aici, pe domnul Marius Tița, care va face niște referințe critice, dar nu foarte critice. Nu o să fie chiar așa de critic. Dar înainte de a lăsa pe criticul de artă să vorbească, că are multe de spus, am să fac scurtă referire la CV-ul de autor, de pictor, al domnului Liviu Stelian. S-a născut în București, a absolvit Institutul de Arhitectură Ion Mincu, tot din București, a urmat cursurile de desen și modelaj în LUT, sub îndrumarea profesorilor Romano de Simon, Gheorghe Simota și Paul Georgescu, în cadrul pregătirii de arhitectură la clasele profesorilor emeriți, arhitect Ludovic Stadecker și arhitect Cezar Lăzărescu. După absolvire, în anul 1967, a practicat proiectarea de arhitectură ca arhitect la mai multe unități din Pitești, din Târgu Mureș, dar în mod preponderent la Institutul Proiect București, precum și artele plastice în paralel, și anume pictura, desenul, sculptura. Este membru al Asociației Artiștilor Plastici din București, membru al Uniunii Arhitecților din România din anul 1971, membru al Ordinului Arhitecților din România și din anul 2006, este inclus în enciclopedia Huscu a personalităților din România. Are foarte multe expoziții, atât personale cât și de grup. Am să dau citire câtorva dintre ultimele 22 care au avut în ultimii 5 ani. În 2012, expoziție de grup Tabloul de Vis la Parlamentul României, în Sala Brâncuș. Apoi, în 2013, a avut încă două expoziții personală la Ordinul Arhitecților din București, la Centrul de Cultură al Arhitecților București. În 2014, a avut iar două expoziții la Salonul de Primăvară al membrilor Asociației Artiștilor Plastici București, la sediul acesteia, în care în fiecare an a avut expoziții la Salonul de Primăvară, de toamnă, de iarnă, expoziție de asemenea personală la Cercul Militar Național în Sala Foyer. De asemenea, în 2015 a avut vreo 8 expoziții, de remarcat participarea cu două tablouri la concursul anual al revistei The Artist Magazine, SUA,
În, de asemenea, la, v-am spus, salonul de primăvară, de toamnă, de iarnă, al Asociației Artiștilor Plastici București. De asemenea, o expoziție colectivă, amintiri din vacanțe, la Hotel Crown Plaza. Expoziție de grup a membrilor la sala aceeași asociații, la sala Dares, la Foișorul de Foc, de asemenea la salon de primăvară, la Casa de Cultură Friedrich Schiller. În 2016 are patru astea de expoziții, la personală, la cercul militar, la salonul de toamnă, de iarnă și de primăvară, am spus, al asociației. În 2017, de asemenea, are alte 5 expoziții cu aceasta. O expoziție la salonul de primăvară al membrilor Asociației Artiștilor, la Cercul Militar Național, expoziție colectivă Vibrația Speranței la Bio Orto Clinic București. De asemenea, la o expoziție colectivă Eclectica la Fabrica București, încă una la salonul de vară al Asociației Artiștilor, la Casa de Cultură Friedrich Schiller, prin apropierea noastră. Și iată câte expoziții a, câte expoziții a avut personale de grup, nu mai mult de 5 ani. Dar sala aceasta fiind plină, sala de alături fiind plină de asemenea, și astea sunt probabil o mică parte din tablourile pe care le are și care, într-adevăr, toți care au venit și de câteva zile, de vineri, atunci care au venit astăzi, vineri pe aici, s-au oprit pentru că nu puteau să plece și să nu vadă aceste minunății. Referințele critice le face specialistul. Așa că am să-l rog pe domnul Marius Bița să ne vorbească despre aceste tablouri, despre o expoziție deosebită. Contemplarea ne fură pe toți, suntem atori spre acest lucru creat cu intenție, dar nu știm cum, poate nici pictorul nu știe cum a reușit să facă, să fim atât de atrași de cadrele pe care ni le prezintă. De aceea, cu siguranță, nu voi fi critic. Critica e o denumire așa, formală pentru cel care se aplacă având în spate o serie de experiențe, mii de viziuni și imagini, să descoase și să întreabă el așa, de unde a spus artistul aceste lucrări și de ce așa sunt ele, de ce l-a gândit, de ce l-a construit. Ideea de construcție, practic, va reveni și revine când este vorba de pictura lui Liviu Sterian. Pentru că, indiscutabil, acesta este punctul tare al cadrelor sale vizuale, construcția temeinică. Pentru că altfel, putem spune de la început, este o odă, un omagiu indicat detaliului. Detaliul în pictură care este esențial. Spuneam de construcție, este inevitabil, știți foarte bine, în momentul în care începem să lucrăm la o pictură și mulți dintre dumneavoastră pictează, avem multe opțiuni de făcut, inclusiv la fiecare tușă. Este o opțiune să o punem mai închisă, mai alte culori, acolo, mai la stânga, mai în altă parte. Este o nebunie, poate nu v-ați dat seama, n-ați conștientizat acest lucru, câte opțiuni se fac în momentul în care pictăm. Opțiunea cea mare se face în momentul în care începem să punem cadrul, imaginea, în a hotărâ ce vom face pe această pânză sau hârtie. Depinde ce, pe ce lucrăm, ce vom arăta acolo, ce vom scoate din albul acela, la un moment dat blocant al spațiului de pictură, ce culori vom scoate, dar mai ales cum le vom așeza, ce imagine vom oferi ochiului și mai ales ce atmosferă vom oferi gândirii și simțirii noastre. De aceea, o pictură care răpește pur și simplu, care vrăjește din prima, așa este, o pictură bine construită, care se află într-un foarte bun raport cu intenția artistului. Desigur, sunt foarte multe căutări și e bine așa. Un artist adevărat nu va încheia niciodată căutările. Nu va face revoluții, cu siguranță.
asta nu prea are revoluție oricum, dar pentru management, pentru ziariști. Dar în artă sunt căutările, descoperirile, autoperfecționarea. Se spune că artistul nu e niciodată mulțumit de ceea ce realizează. Eu vreau ca artistul să fie totuși mulțumit de ceea ce realizează, pentru că transmite și mie aceeași bucurie. Desigur, nicio lucrare nu este prima sau ultima din creația sa. Artistul face o operă până la urmă, dacă vreți, și la fel de periculoasă este ideea că ceea ce realizează în momentul acela se duce direct la lucru, precum este ideea că nu are importanță ce realizează. Artistul trebuie să fie sincer, pentru că noi îl simțim în momentul în care are această sinceritate. Și o simțim din primul punct, de acolo unde începe sfințarea lucrării, ceea ce spuneam, construcția lucrării. Și nu spun asta pentru că domnul Sterian are la degetul mic ceea ce ar putea însemna construcția unui peisaj pe care se oferă pe pictorilor, ci toate aceste lucrări sunt atât de temeinic și de sincer construite, încât ceea ce spuneam la început, captarea, atenția, rezonanța este imediată și de plină. De ce spuneam toate acestea? Pentru că am stabilit, nu? Este un omagiu adus detaliului, iar fiecare dintre aceste multe detalii pe care le folosește în construcția sa de Iusterian sunt gândite, sunt asumate, poate nu totdeauna descoperite la fața locului, pentru că, evident, nu avem de-a face cu un inventar al detaliilor, ci din potrivă, cu o construcție a detaliului, în ceea ce, hai să spunem că notă dominantă, este peisajul. Peisajul, desigur, mai ales cel recunoșibil, în care avem siluete recunoșibile, cadre, imagini de orașe celebre, imagini celebre din orașe și mai celebre, deja este o mare problemă aici. Aproape este ca un portret, știți, care trebuie să recunoaștem pe personajul respectiv. Oricât ar fi de bun portretul, dacă nu recunoaștem de bun. Este ceea ce spuneam la un moment dat, un inventar de detalii. Dar ansamblul suferă. Vedem foarte bine un bloc, dar nu recunoaștem piața. Vedem un nas și doi ochi frumoși, dar nu recunoaștem personajul. Chiar dacă are părul lung. Sunt o serie de elemente care nu ne trimis pe ceea ce e cel mai greu de realizat într-o pictură, este acea atmosferă pe care o transmite. Fie că toate detaliile la locul lor, toate culorile se îmbină perfect, toate regulile academice ale cromaticii, fie că toate acestea sunt îndeplinite, nu este portretul peisajului la un moment dat. În același timp, apreciem cei care privim mult și înțelegem mult și vedem mult pictura din jurul nostru, mai ales pictura dintr-un oraș ca Bucureștiul, toamna, care este desălușită, mai ales în zona cromatică. Mai ales că, iată, sunt aici câteva secvențe de ceea ce numeam pe vremuri și eram absolut încântați și ne transpuneam în secole de viață deșteaptă în București, Bucureștiul vechi, Bucureștiul acela profund al caselor minunate care semnale sau și mai rău sunt restaurate într-un mod efectuos. Iată aceste scene pe care le regăsim în pictura lui Iusterian, puse și un strop de umor, mă refer la motocicleta aceasta superbă roșie, care ne duce așa cu privirea spre cadrul bucureștean, impecabil. Le spune foarte mult din teatru, dar parcă văd colțul acesta. Deja este o rezonanță, mai mult decât ceea ce spune la recunoaștere sau la nerecunoaștere. Că de multe ori un portret, să știți, dacă are aerul persoanei respective, e bun. Este el. Este mai mult decât o simplă recunoaștere în detalii și într-un ansamblu. Aerul acela care îi dă viață până la urmă. Așa și cu peisajul urban. Este un aer care îi dă viață și dacă pictorul l-a prins, aia este. Nu mai trebuie de acolo. Desigur, în tot ce se întâmplă aici, descoper nu neapărat o complementaritatea activității sale la om care desenează, să zicem. Că dacă încep să desenez, la un moment dat descoperi și culorile sau desenul este cea mai complicată cromatică, la un moment dat. În momentul când îți dorești să poți exprima și aceste culori, nu este complementaritate cu altă activitate de la tine din necesitatea de zi cu zi. Și este clar o definiție, o definire de pictor. Deci, eu sunt convins că Liviu Sterianu a făcut așa
pictura ca să se supere, să, nu, să se răzbune pe cei care desenau strict, calibrat, bine cotat acolo la milimetru de sant. Și din potrivă, tocmai din acest proiect prea plin de exprimare a unui pictor născut, creat, perfecționat, care s-a căutat și a căutat în, în pictura sa. De aceea nu este nicio corvoadă, nicio dificultate în exprimarea sa, este natural. Cineva care stă pe margine ar zice, vai Doamne, dar cum poate să-l facă atât de exact? Eu de la început am prins o adevărată știință a luminii. În pictură, lumina este esențială. Pictura și umbra. Acolo unde pictura e și umbra, de multe ori, sau să arăt una pe alta, ele se complementalizează, se completează. Lumina și umbra și dau acest volum pe care artistul trebuie să-l surprindă, altfel totul moare pe pânză. Și noi avem aici volum, avem perspectivă. Nu numai cea sugerată de arhitect în acele dimensiuni clare și în acele, eu știu, standarde ale meseriei. Și clar, vizual, ne spune că există o anumită profunzime. Avem o scurgere a planurilor, avem un unghi de fugă. Și în pictură se folosește ideea de unghi de fugă, nu numai în arhitectură. Există și un punct optic al picturii pe care artistul Iustelian știe și folosește. Și de aceea, aceste construcții au, stau bine. Stau bine în pânză, stau bine în ramă, stau bine pe perete. Și devin, practic, o poartă prin care mergem spre acele imagini pe care, fie din Viena, fie din București, fie din zone atât de minunate care există în țara noastră și aștept pe pictor să le descopere, fie acest București pe care l-am văzut odată, poate nu mai vedem acum, poate nici nu mai avem timp să-l vedem, deși s-ar putea să existe, sau aceste zone minunate care există într-o amintire a unui om atent la peisajul pe care de multe ori l-a construit, l-a realizat în realitate și acum vine și pune pe pânză. Este această grijă pe care cred că este o înțelepciune din partea artistului făcut acestor imagini cu care el s-a întâlnit. Eu cred că Liviu Stelian vrea să ne arate ce a descoperit el de foarte multe ori și face într-o, într-o formă minunată. Iar aceste mari subiecte sunt, dacă vreți, imagini de ansamblu, imagini reconoșibile, spuneam, vestite, de carte poștală la un moment dat. Dar mai mult decât atât, sunt clipe din memoria zilei, sunt clipe din memoria anotimpurilor. Când vedeți dumneavoastră tot jocul, la un moment dat, dincolo de celebritate din tot ce se întâmplă, înseamnă o haină nouă. O haină a luminii și a umbrei. Lumina de vară, lumina de iarnă, lumina de toamnă, lumina de zi, lumina de noapte. Arăt cu mâna, nici mă mai uit, e prea frumos. Piața aceasta regală cu monumentul lui Carol I, monument mai nou, abordat dintr-o poziție originală, cei care trebuie acolo nu pot să nu fie încântați de imaginea pe care artistul a reușit să o surprindă. Incredibilă de centru față de aglomerarea care este acolo, dar e clar că s-a dus artistul acolo și a văzut lucrurile frumoase, construcțiile frumoase, iar din lumină și reflexii, din umbră și reflexii de lumină, a reușit să ne contureze o imagine cum n-am mai văzut a statuii lui Carol I din Piața Regală, din București, în București. Este total atmosfera acolo, este o atmosferă regală, este o atmosferă de fotografie din anii 40, dacă vreți, când statuia originală lui Meșterovici era acolo. Și de ce spun toate aceste lucruri? Pentru că am fost cu toții în aceste peisaje, pornind de cele savante fineze, importante. Mimica mea nu este foarte bună, pentru că și eu sunt încântat de aceste imagini, de niciun caz nu m-am strâmbat, dar mă gândeam la această putere vizuală a acestor imagini și mai ales de plantare într-un anumit mediu. Vedeți, aceste peisaje au crescut în timp, peisaje urbane. Subiectele pe care le abordează lipsele au crescut în timp și în istorie. Când mergem acolo, ne raportăm spiritual și cultural la secole de evoluție. Avem o statuie cu un important personaj care cu secole în urmă a creat respectivul sat
să zice, din 20 de sate, în jurul lui au evoluat, au crescut clădiri noi și toate acestea într-un peisaj foarte complicat, dacă le transmite o anumită spiritualitate, iar pentru ochi transmite foarte multe provocări și cu siguranță încântări. De cele mai multe ori când vedem o astfel de peisaj cu o personalitate puternică, rămânem fără cuvinte. Mulți dintre dumneavoastră ar pune mâna și-a schița ceva, cu siguranță, să surprindă ceva din atmosfera locului. Să știți că vechi artiști și școlile de artiști spuneau așa, faci o schiță și alături cu o liniuță scrii cu cuvinte ce culoare trebuie să pui acolo. Și acel care de schiță, care este minunat. Bun, arată groaznic, parcă ar fi o planșă de arhitect. Dar un arhitect care lucrează cu culori. Și odată revenit în atelier, care e templul artistului, pune aceste culori de trebuie și în forma care trebuie și iese ceea ce vedem aici. Desigur, nu veți spune, dar stai puțin, că nu sunt mai peisaje aici. Eu l-am zice la toate peisaje și la portrete, sau dacă vreți să le zicem la toate portrete, chiar și la peisaje, nu este nicio problemă, pentru că, până la urmă, este detaliul cel care ne reprezintă. Avem detaliu inclusiv, sau, știți cum se spune, vorbim de un palat mare și spunem un detaliu, pentru că cel care a suprins imaginea a vrut să scoată un prim plan, un colț nebăgat, înseamnă de nimeni. Mă uit aici la Cotroceni, care e atât de Cotroceni, într-o jardinieră, să zic simplă, bine că n-am zis, pentru că era un repus verbal, emisferul tot Cotroceni acolo, desigur, s-ar putea să nu recunoaștem aliura palatului, dar această trimitere de balustradă și cu tot ce se întâmplă acolo este foarte Cotroceni. Eu aș face chiar logo-ul care se reprezinte, că tot acum muzeul Cotroceni caută forme care se reprezintă și asta ar fi una dintre imaginile care ar da foarte bine. Inevitabil, dorința de a merge în interiorul caselor și a face un peisaj din interior de case. Pare un barbarism ceea ce spun, dar hai să ne gândim la atmosfera pe care ne-o creează, la construcția care merge la un moment dat în aceeași direcție, la jocul dintre lumină și umbră care este absolut identic și în interior și în afară. Doar că nu e așa, afară e un singur soare, în interior s-ar putea să fie mai mulți și să vină chiar din cea plită, încălzită, pe cum vedem acolo. Și inevitabil ajungem la cel mai frumos peisaj, peisajul chipului uman, portretul, care iar ne pune întrebări, îl recunoaștem, îl recunoaștem, are tot ce trebuie, are atmosfera care ne trebuie într-un târziu. Și, la un moment dat, s-ar putea să uităm de asemănare de inventarul acesta și să constatăm, da, uite, parcă se vorbește, bun, în cazul de față, parcă ne cântă, nu? Sunt aceste, eu știu, cadre create de artist, alese de artist, construite de el, în care folosește poziția oamenilor, momente ale zilei, în diferite locuri, în diferite societăți, fiecare cu partea sa de mesaj. Trăim într-o lume extrem de complexă, în care cel mai important din tot ce se întâmplă spiritual sau material, în artă mai ales, este important mesajul. Despre ce vorbim noi în aceste lucruri? S-ar putea ca de multe ori critici ca mine sau mult mai înțelepți să descopere lucruri la care artistul nu s-a gândit niciodată. Cred că este o mare greșeală. Trebuie să găsim la început de toate mesajul unui om, pentru că artistul este un om ca noi toți, chiar și criticul este un om, deși de multe ori ascunde lucrul acesta. Dacă înțelegem mesajul lui, pe mesaj frumos, conturat, transmis fără cuvinte, doar din această codificare, standardizare, iar vorbesc arhitectura licește, pe care o face pictura prin aceste jocuri cromatice subtile care ne dau o stare de nervozitate sau din potrivă de aderență totală sau o stare de relaxare, de încântare, de visare, de contemplare. Deci sunt lucruri pe care jocul subtil al artistului le poate crea, fie pornind de la peisaj pe la care l-am tot pornit, sau prin reflectarea unui chip uman sau unui personaj uman aflat într-o anumită stare, într-o anumită poziție, într-un anumit cadru, bineînțeles, hainele transmit un mesaj puternic, de aici deja este vorba de o știință pe care noi bărbații s-ar putea să nu înțelegem atât de bine. Vorba despre fashion, bineînțeles. Iată
aceste mesaje pe care artistul le cuprinde și cu generozitate Liviu Stelian le prezintă într-un efort cel puțin considerabil, dacă nu ar fi acest efort surmontat de sinceritatea exprimării sale. Sunt convins că îi plac picturile sale și nouă ne plac picturile pe care Liviu Stelian le expune aici, le realizează și mai ales sunt convins că ne place mesajul pe care pictorul, omul, Liviu Stelian, din arta sa, pe care cu Stelian o face de atât timp și, iată, o nobilează cu frumoase simeze, cum este cea de față, ne place arta sa și cred că ar fi momentul acum, la acest moment festiv, să-i mulțumim pentru ea, pentru că dintre toate acestea de aici, nici măcar criticul n-a muncit cât el. El a muncit singurul, iar noi ne bucurăm de mult asta. Mulțumim de asta. Dragi artiști și prieteni, la invitația autorului, la invitația pictorului Liviu Stelian, am răspuns prezent. Pentru cine mă cunoaște mai puțin, sunt actrița Doina Ghițescu, de la ansamblul artistic Ciocărlia. Așadar, Liviu Stelian, pictor, dar și autor de carte, pictor și poet. Această carte, din care eu voi citi 4 poeme, unul la alegerea autorului, 3 la alegerea mea, o carte care a apărut la editura Semne, director Ștefan Dulu. A apărut în anul 2016, s-a lansat, pentru cine a fost prezent atunci, la Cercul Militar Național, Sala Foyer. Liviu Stelian este un autor cu care eu, înainte de a ști că este și pictor, mă întâlneam la seratele literare de la Casa Vernescu. Casa Vernescu, fostul sediu al Uniunii Scriitorilor din România. Așa ne-am cunoscut. Trecutau anii și iată-ne aici, la Calderon, cu prieteni apropiați, cu artiști, colegi de la Asociația Artiștilor Plastici din București, dar și cu foști colegi. Unul din foștii colegi de școală a devenit ulterior medic veterinar și apoi, pentru că eu așa l-am cunoscut, poet. Scriitor, a lansat foarte multe cărți aici la Galeria Calderon. Eu am fost prezentă la toate cele lansate aici. Îi mulțumesc așadar și ne bucurăm de prezența în sală a scriitorului Dan Tipuriță. Aplauzele vom răfișează pe ea. În această carte și-au dat mâna doi autori, doi pictori, în afară de poetul Liviu Stelian, care este și în calitate de pictor, pentru că ilustrația, o parte din ilustrația cărții îi aparține, și-a dat mâna cu un coleg de breaslă cu care este într-o frumoasă armonie. Aici, în carte, se află și ilustrații în acrilic, în ulei, ilustrații făcute de autorul, de pictorul Petru Udrea. Și acum iată poemele. Am dat drumul. Am dat drumul stelelor deasupra înțelegerii mele și rădăcinile lor s-au numit raze. Am dat drumul păsărilor deasupra cerului ochilor mei și rădăcinile lor s-au numit aripi. Am dat drumul oamenilor în câmpul ochilor mei și rădăcinile lor s-au numit fapte, iar aripile lor s-au numit gânduri. Și peste toate acestea am dat drumul timpului și el a înglobat totul într-un conglomerat numit lume. O poezie în deplină concordanță, armonie cu toamna și cu stările sufletului nostru, inevitabile de altfel. Iar mâine, cad frunzele vechi, perechi, perechi,
dar cresc și voi altele noi. Copacii cresc în picioare, vântul îi doboară, formele lor neasemuite, trupurile lor asfințite, pe veci înlemnite, pământul le înghite. Și frunzele îmi cad mereu din ziua în care m-am născut. Până ieri, mai multe îmi creșteau decât îmi cădeau, dar azi, ei azi, situația s-a inversat, iar mâine vântul îmi va lua respirația, având destinația de a o resipi în univers. Sângele meu se va dizolva în fluidul universal, sângele meu va iriga pământurile existenței și întunericul va mai câștiga un punct printr-un defunct. Iar mâine, chiar dacă în urma mea două lumini se aprind și apare iarba înverzind, eu nu le voi vedea. Stau pe nisip, la soare, și mă purific la dogoarea lui arzătoare. Apoi intru în apă să mă spăl de gândurile rele, pentru că gândurile rele se iau cu apă, pe când cele bune și se duc gândurile rele pe apa sâmbetei. Gândurile mele cele bune mă iau de mână și mă cheamă în ora lor. Se agită și mă stropesc, se bălăcesc, cavaleresc și mă simt bine. Mă simt bine, singur în apă, cu gândurile mele cele bune. Când ies la mal, mă șterg repede mental, să nu mi se prindă iar gândurile rele ce rotesc în jurul meu. Primul poem, Unii și alții, despre oameni. Ei, lumea se împarte în unii și alții. Cei mai modești, să le zicem proști, iar pe cei deștepți să-i numim înțelepți. Înțelepții seamănă proștii cu lei, proștii mănâncă tarte, înțelepții se îngroapă cu carte. Proștii râd unii de alții, iar înțelepții râd și de unii și de alții. Așa că fă teste, dacă ești al treilea în compania a doi pe jumătate coi, sufletește, uită-te în oglindă, s-ar putea să dai peste un chip. Acum 49 de ani, deci destul de mult, cam așa ceva. Despre restul au vorbit cei dinaintea mea, nu prea mi-ar rămâne multe de spus, inclusiv de la pregătirea mea, practic, pe care am dus-o timp de 50 de ani, ca arhitect, aproape 50 de ani. Iar în ultimul timp, sigur, pentru că am lăsat arhitectura în cui, am îndreptat toate eforturile mele către partea de artă plastică, pe care n-am părăsit-o de la începuturi.
aveți acolo pe panou din spate două, dintre cele mai vechi, este tablou cu Sighișoara, care are ca vârstă câteva luni, peste vârsta domnului critic. Iar autoportretul este din 1974. Deci are și el niște ani. Țin să mulțumesc doamnei directoare Elena Scurtu, care ne-a găzduit cu atâta bunăvoință aici și sper că nu degeaba, adică degeaba în sensul că va fi vizionată expoziția de cât mai mult. Cu siguranță, mai ales că avem în fiecare zi evenimente, din persoane diferite. Da. Mulțumesc domnului critic Marius Tita. Trebuie să-l aplaudăm, are o notă remarcabilă. Remarcabilă. Când sunt în fața unei hârtii goale și trebuie să aștept pe ea ceva, poate să iasă ceva. Așa, prin viu, erai mai puțin. Acum, mai mult domnule Stelian, pe lângă această frumoasă lucrare cu Sighișoara, cu amprenta orașului medieval, văd că dumneavoastră aveți acolo și un Petru Udrea într-o pauză de masă, într-o stare de relaxare, dar aveți pe mijloc și actori, actrița Cristina Stamate. Aștept și eu cândva. Dacă nu, post-mortem. La mine, măcar să apară ceva, să fiu și eu undeva acolo, nu? Așa este, măcar așa. Sper să expună și la noi, printre alte sări, saloane și, mă rog, locuri mai aici, în sală. Am văzut. Era și... A plecat, da, dar a plecat. Da. Bun, vă invit în alături. Nu, 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 nu